gat. Vouă vă plac macaroni și mie da. Mirea, poftă bună! Ce? Mi s-a părut mie. Brr. Ce zici dacă faci ordine pe prag? Casa mea vorbește? Da, da, vorbește! Cum poți să mă zici că noi suntem atât de murdare? Și ce dacă? Hai, te rog, ajută scările și fă ordine, Miriam! Matura mea? Taci! Eu nu am chef să fac ordine! Te rugăm, fă ordine, te rugăm! Te rugăm, te rugăm! Nu mă aud! Bine, fac ordine! Mă doare capul deja! Ordine! Miriam, fă ordine! Acum, pragule, ești mulțumit? Da, da, sunt mulțumit, doar vreau să mă și speri. Ah, așa ești tu. Bine, am înțeles. Iată așa. Acum sper să te simți mai bine. Yay, e super! Și pe noi trebuie să ne culegi. Auzi, Miriam, auzi? Ce? Fructele vorbesc? Vrem și noi să fim odate. Da, vecii noi, mare dreptate, de când nu am fost odate. Hei, stropitorule, când ne uzi? Te rog. Băi, cum să vă aud eu pe voi? Trebuie Miriam să vă ude. Când vine Miriam, vom plânge toate odată să ne audă. Da, 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 protestăm și noi aici. Protestăm! 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 În casă este atât de bine, liniște. Poate te gândești și la noi, ne uscăm aici. Ok, până nu vă ud, nu vă liniștiți. Acum voi fi de ajutor. Da, da, vei fi de mare ajutor. Vai, cât de bine este ei! Poftim și vouă apă. Miriam, te rog, joacă-te cu mine. Ce? Să mă joc cu tine? Eu sunt mare deja. Pleacă. Te rog, te rog. Nu mă pot odihni și gata. Asta da. Ce se întâmplă cu casa mea? Miriam, toată ziua azi ai dormit somnorosul. Nu am voie și eu să dorm. Poate pleci și-ți faci temele. Teme. Dar pe mine poate mă ridici de aici de jos. Nu mi-este deloc comod. Te-am aruncat acolo? Scuze! Cât de frumoasă sunt eu! Ești frumoasă, dar trebuie să-ți speli părul. Cine vorbește? Oglindo, să știi că mă superi! Sunt foarte frumoasă! Trebuie să mă duc undeva să nu mă deranjeze nimeni! Gata! Eu plec din această casă! Îmi fac valiza și papa! Papa! Mă duc în altă casă! Unde voi putea dormi toată ziua? Ce? Ușa este încuiată? Eu am vrut să plec și tu ai blocat ușa? Da, probabil voi rămâne aici. Dar totuși voi găsi eu o soluție să plec. Scrie în comentarii ce pot să fac să evadez.